Agentul șef Lucian Gancea este în moarte cerebrală. El a fost implicat într-un teribil accident de circulație petrecut pe DN1. Prognosticul este extrem de rezervat. Nimic nu prevestea tragedia. Lucian Gancea circula dinspre Săliște spre Sibiu la volanul unui autoturism dotat cu aparat radar. O mașină din Covazna care venea din sens opus a intrat în coliziune cu loganul poliției și s-a răsturnat. În accident a mai fost implicat un tir care circula paralel cu mașina inspectoratului. Era în misiune, era în timpul serviciului și desfășura activitate conform buletinului postului și fișei postului. Impactul a fost atât de violent încât Lucian Gancea a fost aruncat în afara mașinii pe șosea. Când l-au văzut întins pe caldarâm, colegii au înmărmurit. Lucian era grav rănit. Echipajele SMURD l-au preluat și l-au dus la spitalul din Sibiu în comă profundă. L-am găsit în comă profundă cu un traumatism craniofacial sever, cu un glasgow de 3, cu o toragie, cu midriază bilaterală fixă, a fost intubat și ventilat mecanic, este cu hemoragie subaracnoidiană și edem cerebral masiv, este cu hematom epicranian temporoparietal drept. Prognosticul este extrem de rezervat. Câteva ore mai târziu, medicii anunțau că Lucian este ținut în viață numai de aparate. Șoferul și două femei aflate în mașina cu numele de Covazna au fost și ei răniți. Polițiștii au audiat mai mulți martori. Deocamdată nu au anunțat cine e de vină pentru producerea accidentului. Urmează să administrăm întreg probatoriu, alături de concluziile specialiștilor criminaliști, bineînțeles și audierea martorilor, identificarea și audierea martorilor asistenți oculari. Direcția de deplasare a mașinii dinspre Săliște către municipiul Sibiu. Lucian Gancea este un polițist cunoscut în Sibiu. În urmă cu câțiva ani, el a fost imaginea unei campanii de prevenire a accidentelor de circulație.